Știi povestea. Când ne-am căsătorit, da, știu. Am crezut că el o să fie patron toată viața, că nu o să avem probleme cu banii, că doar o să ne plimbăm. Ce? Cu ce sunt eu datoare să suport tot timpul vizite, plânsete, așa, îți consum tu tinerețea? Nu, asta e sclavie. E un coșmar, poate. Pe care eu îl trăiesc. E un coșmar, mă, e un coșmar, mă, eu sunt un coșmar pentru tine. Da, nu-și bate joc de toată lumea? Și de copil, și de tine, și de noi? Asta? De femeie? Și ea dă, în realitate spune că este o mamă devotată, că are grijă de copil, că n-are timp de casă, că n-are timp de nimic, care e ocupată. Am o surpriză pentru tine. Mă, nu trebuie, te rog eu frumos să o duci înapoi mâine și să-ți cumperi tu ceva pentru tine. Aș vrea măcar să ne vedem mai des. Cum să procedăm? Care? Mă gândesc că dacă ai vrea să mă angajez la restaurantul tău? Nu trebuie să muncești. Primul nu trebuie să ai grijă de Darian. Ție nu ți-a spus la fel că parcă urma să se angajeze la patiserie acolo? Da, dar ce acolo? Plan diabolic are femeia asta? Știe foarte bine cum să-l ia pe om, cum să-l îmbârlige pe om. Asta era un plan cu toată bărbatul lumea. Ăsta, la fel ca și fiul dumneavoastră, mă rog, el acum nu mai este în situația asta. Are bani, da? Da. Pe el ce-l preocupă să aibă grijă bună de Daniel? Bună întrebare. Vreau aer. Că m-ați întrebat, doamnă. Deci vreau aer, deci nu mai pot. Ceva. Vă mai aduceți aminte, doamnă? Da. Vă mai aduceți aminte? Când a venit la mine la curte cu băiat. Ce aveți dumneavoastră într-o agendă, Bleu Marin? Sunt banii de mormântări. Asta ne lua bani. A luat banii, s-a întâlnit cu dumneavoastră zâmbitoare și v-a ținut și teorii. Gelos este. Doamnă, ați trăit-o pe propria piele? Aș vrea să ies din casă, aș vrea să muncesc, dar crede-mă că nu pot. Uite-te și tu. De ce Mihaela? Îți spun, dar rămâne între noi. Robert e foarte gelos. Robert, mamă, vino să vezi ce a făcut Mihaela când a venit la mine și mi-a zis că tu ești gelos și că nu merge la muncă. Ea între timp s-a dus și ce mai trebuie banii. Să mai văd? Uite, a furat banii, mamă, din mapa Pablo Maren. Uite-te în ce hal s-a degradat femeia asta pentru omul ăla. Vreau să-ți fie clar și ce interes are el. Că îmi doresc să am și eu un copil, dar din păcate nu se poate. Cum adică nu se poate? Păi nu pot, am încercat de atâția ani cu soția să fac un copil și am aflat că nu pot. Tocmai de-aia îl iubesc pe Darian. Îl vrea pe copilul meu? Copii, da. Îl vrea pe copilul meu? Da. Dar să pună mâna, să înfieze, să se ducă pachet. La plasament, că nu fac copii pentru asta alții. Asta o vrea la pachet cu copil, fai, cu tot. Ai și înțeles? Pe ea nu deranjează. Și pe ea nu deranjează. Pe tine te dansează ca pe un prost? Pe asta îl speculează. Ăsta nu mai pune mâna pe copilașul meu. Deci nu mai are ce căști nici el, nici ea. N-am ce să-ți mai zic. Bă, voi vă dați seama lângă ce monstru am stat eu? Gata, s-a terminat. Mamă, ce e de făcut? Nimeni nu poate simți ce în momentul ăsta în sufletul aici meu. Ai un singur lucru vreau. Aici unde e ea acum? Asta vreau să știu. Îmi dau un telefon și aflu. Bănuiesc că vrei să dai ochii cu ea, nu? Normal. Răpus de durere, cu inima sfâșiată de cele aflate, dar împreună cu cea care va fi întotdeauna alături necondiționat, Robert merge acum spre locul unde se află Mihaela. Aici sunt? Aici am auzit. Hai că de-abia aștept să văd. Să-i văd și eu. Văd și eu cum se distrează. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Alo. Băi, la răputul ești ce faci, mă, aici? Cine ești dumneavoastră? Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, unde ești? Ce faci, mă, unde ești? Hai să ne calmăm. Unde ești, mă? Unde ești? Cine ești, mă, tu? Doamnă, hai să ne calmăm. Hai să discutăm, mă rog, cu calm. Unde fugi, mă? Vino cu așa și dă și mie o explicație. Dă și mie o explicație. Îți spui și mie ce se întâmplă în viața mea? Am venit la Ana, ce vrei? La Ana ai venit tu? Ce ai pățit? Cine e Ana? Ia mâna de pe mine. Hai să vorbim. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Să te vadă o țară întreagă ce se întâmplă. Eu sunt proprietarul, da? Haideți să stăm un pic de vorbă, vă rog frumos, domnul Alda, legat de prezența acestei doamne. Vă rog să vă calmați, da? Că nu suntem aici pe bulevard. Nu ne putem calma. Tot cu mâta după tine. Cu mama după mine. E singura persoană care mi-a spus de la început ce se întâmplă. Singura persoană. Întreabă cu tine, nenorocitule. Tu ți-ai bătut joc de nora mea. Nu. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, ce căutați dumneavoastră cu o femeie căsătorită. Explicați-mi și mie, scurt pe doi. Care femeie? Că sunt cu soția. De unde știți dumneavoastră? Care femeie? Nu ne luați de proști? Păi nu poate. Doamna pe care o vedeți acolo. Da. Doamna Mihaela, cu care stăteați aici. La mine. Mihaela, e angajată aici. Da. Zi și mie ce faci. Ce ți-am făcut eu?
Ce tu m-ai urmărit? Eu? Tu mă urmărești pe mine? Da, ești urmărită cică de ceva zile. Tu mă urmărești tu pe mine? Tu crești copilul? Cum crești copilul? Lăsându-l la toți vecinii? Ăla e nora mea, ce e casnică. Nora dumneavoastră? Da, și are și copii. Trebuie să-i găsiți de muncă dacă e casnică. Păi da, la mine, să-i dau nu de e adevărat muncă. Că nu vrea să muncească. Păi da, tu crezi că eu sunt sclava ta, mă? Dar să ai grijă de mine, n-ai putea, nu? Ne urmărești? Da, acum mă urmărești. Grijă. Cine a stat, mă, după tine, din prima lună de sarcină? Cine te-a dus, mă? Ți-a făcut toate poftele? Vrei cireșe în luna lui ianuarie? Înțelegi? Du-te și caută cireșe în tot orașul. Ar face masaj. Orice bărbat. Ar face orice auzi? Bărbat? Păi să facă la mă pentru tine. Oricine poate și să reproșeze după aia. Dar să te văd cum îl crești cu 2 milioane pe săptămână, dar crești tu copilul. Dar lasă-mă pe mine, oricum nu meriți să ai copil, mă. Eu nu merit? Mamaia, aici stați puțin să ne înțelegem. Dumneavoastră sunteți cu o femeie căsătorită și știți bine lucrurile astea. De unde știți dumneavoastră că e căsătorită? Eu am venit aici împreună cu bărbasul. Punct. Care omul pe care îl vezi acolo e bărbasul. Vă rog să-l potoliți dacă nu-l potolesc eu. Ai prins voce acum? Nu că am prins voce. De șase luni după ești ce mult. Am văzut ce ai făcut. Ia ce ai văzut tu, mă? Ce am făcut eu, mă? Ce am făcut? Păi, umbli ca toate p***ele ordinare. Toate mai puțin și ajungi pe centură. Ia mâna după mine. De parașuta dacă mai ridici odată mâna. Tu, păi de p***a asta, cum mamă? Cum îmi permit să mă jignești? Cum îmi permit? Cum îmi permit? Mama copilului tău. Ai tupeu, tu nu meriți un copil, mă! E scârbă de tine, mă! Poftește afară! Mâna ta e despărțit, băiatul meu! Afară, nu pleacă afară, eu te strâng de gât! Alo! Fii atent aici! Mi-ai distrus băiatul! Poți să sună de mei, da? Băiatul meu, mi-ai nenorocit casa copiilor mei! Mi-ai despărțit băiatul! Băiatul suferă public! Știi că are un copil? Cu ce dreptul dată vii acasă la ușa? La bloc la copilul meu! Ce vine dumneata cu o jucărie să amegești copilul nepotul meu? Să lași copilul nostru la vecin! Când o să încep să te interesezi de el, atunci o să fie copilul tău. Copilul tău e tactul? L-ai făcut singură? La ăla să te duci. L-ai făcut singură? Mai bine îl făceam singură. Zi-mă, l-ai făcut singură? Nu, dar am greșit că l-am făcut cu tine. Păi da, păi așa e că e o nenorocire pentru tine. E un vis urât că îți dă ăla bani și cadouri, da? Ăla care, mă? Du-te, mă, de aici, mă. Cu ce au ajuns dumneata? Mamă, lasă-mă. Ce-i faci? Ia veveriță asta de aici atât. Ce veveriță? Ia mâna! Bă, nene, pleacă de aici. Ia mâna după mine! Nu pui tu mâna pe mine! Nu m-ai insultat! Mihaela, ce-ai făcut, mamă? Aoleu! Ce ai făcut, mamă? De ce ai stricat casa? Ia mâna de pe mine, te rog! De ce ai stricat casa? Te rog, mamă, soară! De ce ai devenit cu un comportament? De ce ai stricat casa? Ți-am oferit tot! Te-ai băgat, ți-a plăcut de băiatul meu când era patron? Ești femeie în vârstă? Dar nu-i frumos ceea ce faci. Ce și hai să-ți distrugi toată tinerețea ta. Pentru mi-am că tu crezi că poșorocul mi-am distrus-o când am intrat în familie la voi. Da, atunci am distrus-o. Poșorocul ăsta care e mai bătrân decât bărbatul tău. Boșoroc? Care zici că l-ai iubit. Tu ești amantul? Zici și mie. Nu tu ești, mă, că nu ești tu în măsură să vorbești cu mine. Dar tu. Cine ești, mă, tu? Câte clase păi ai? Tu nu vezi cum sunt îmbrăcat? Ai depășit trenul? Alo, gura mică, ai ești la mine, e local. Ești la tine local? Ai bani! Am bani, normal. Care-i problema? Problema, că ai bani? Zici și mie ce faci. Ce ți-am făcut eu? Tu m-ai urmărit? Eu? Tu mă urmărești pe mine? Da, ești adică urmărită cică de ceva zile. Tu mă urmărești tu pe mine? Tu crești copilul? Cum crești copilul? Lăsându-l la toți vecinii? Ăla e nora mea, ce e casnică. Nora dumneavoastră? Da, și are și copii. Trebuie să-i găsiți de muncă dacă e casnică. Păi la mine să-i dau de muncă. Nu, e adevărat că nu vrea să muncească. Păi da, tu crezi că eu sunt sclava ta, mă? Dar să ai grijă de mine, n-ai putea, nu? Ne urmărești? Da, acum mă urmărești? Grijă. Cine a stat, mă, după tine, din prima lună de sarcină? Cine te-a dus, mă? Ți-a făcut toate poftele? Vrei cireșe în luna lui ianuarie? Înțelegi? Du-te și caută cireșe în tot orașul. Ar face masaj. Orice bărbat. Ar face orice auzi? Bărbat? Păi să facă la mă pentru tine. Oricine poate și să reproșeze după aia. Dar să te văd cum îl crești cu 2 milioane pe săptămână, dar crești tu copilul. Mine, tu oricum nu meriți să ai copil, mă. Eu nu merit? Mamaia, aici stați puțin să ne înțelegem. Dumneavoastră sunteți cu o femeie căsătorită și știți bine lucrurile astea. De unde știți dumneavoastră că e căsătorită? Eu am venit aici împreună cu bărbasul. Punct. Care omul pe care îl vezi acolo e bărbasul. Vă rog să-l potoliți dacă nu-l potolesc eu. Ai prins voce acum? Nu că am prins voce. De șase luni după ești ce am văzut ce ai făcut. Ia ce ai văzut tu, mă? Ce am făcut eu, mă? Ce am făcut? Păi, umbli ca toate p***ele ordinare. Toate mai puțin și ajungi pe centură. Ia mâna după mine. De parașuta dacă mai ridici odată mâna. Tu, păi de p***a asta, mamă. Cum îmi permit să mă jignești? Cum îmi permit? Cum îmi permit? Mama copilului tău. Ai tupeu, tu nu meriți un copil, mă! E scârbă de tine, mă! Poftește afară! Mâna ta e despărțit, băiatul meu! Poftește afară, te rog frumos! Nu pleacă afară, eu te strâng de gât! Alo! Fii atent aici! Când mi-ai distrus băiatul! Poți să sună de mei, da? Băiatul meu, mi-ai nenorocit casa copiilor mei! Mi-ai despărțit băiatul! Băiatul suferă public! Știi că are un copil? Cu ce dreptul dată vii acasă la ușa? La bloc la copilul meu! Ce vine dumneata cu o jucărie să amegești copilul nepotul meu? Să lași copilul nostru la vecin!
Când o să încep să te interesezi de el, atunci o să fie copilul tău. L-ai făcut singură? Copilul tău e tactul. L-ai la ăla să te duci. L-ai făcut singură? Mai bine îl făceam singură. Zi-mă, l-ai făcut singură? Nu, dar am greșit că l-am făcut cu tine. Cu ce a ajuns dumneata? Mamă, lasă-l. Ce-i faci? O iei în brațe? Ce-i faci? Ia pe ferița asta de aici, tatăl. Ce pe ferița? Ia-mă mâna! Bă, nene, pleacă de aici! Ia mâna după mine! Nu pui tu mâna pe mine! Nu m-ai insultat! Mihaela, ce-ai făcut, mamă? Aoleu! Ce-ai făcut, mamă? De ce-ai stricat casa? Ia mâna de pe mine, te rog! De ce-ai stricat casa? Te rog, mamă, soară! De ce ai devenit cu un compartament? De ce-ai stricat casa? Ți-am oferit tot! Te-ai băgat, ți-a plăcut de băiatul meu când era patron? Ești femeie în vârstă. Dar nu-i frumos ceea ce faci. Ce și hai să-ți distrugi toată tinerețea ta. Pentru mi-am distrus-o deja. Mi-am distrus-o când am intrat în familie la voi. Da, atunci am distrus-o. Boșorocul ăsta care e mai bătrân decât bărbatul tău. Boșoroc? Care zici că l-ai iubit. Tu ești amantul? Zici și mie. Nu tu ești, mă, că nu ești un măsură să vorbești cu mine. Dar cine ești, mă, tu? Câte clase păi ai? Păi tu nu vezi cum sunt îmbrăcat? Ai depășit trenul? Alo, gura mică, ai ești la mine, ești local. Ești la tine local? Ai bani! Eu am bani, normal. Care-i problema? Că ai bani? Am tot. Du-te, cu banii tăi. Du-te cu banii tăi cu tot. Mamă, lasă-o că ți se face rău, nu merită o parașut, am terminat. Așa, așa. Vi s-a tăiat cordonul umbilical? S-a tăiat cordonul umbilical? S-a tăiat cordonul umbilical? Bă, tu ai tupeu să mai vorbești? S-ai găsit prostul, te-ai folosit. Ce ai făcut înainte de sarcină, mai îți aduci aminte? Nuntă. Ce mi-ai zis cu două săptămâni înainte că e anticoncepționale și că să folosim contraceptive și brusc după ai rămas însărcinată? Ce ai făcut? Ai înțepat prezervativele? Să faci copil cu un prost care avea bani? Bă, ești un monstru, bă! Uite-te în oglindă că e păcat! Tu crezi că ai să mai mănânci multă pâine, mă? Uite, frate, în viața ta, tu crezi că mai costești multe femei? Aici nu ia zi-mă, bă, zi-mă de bătrâni! Dacă ai bani, te rești de toate am femeile, da, sunt ale tale! Mă, dacă o iubești și țin la ea, țin la ea! N-a putut fi tu să-i oferi ce poate eu să-i ofer! Ce-ai oferit, mă, tu? Ce-ai oferit? Tot ce vrea! Tot ce vrea! Ți-ai bătut joc de mine, ai venit, ai folosit de mine, dar aveam bani când ai venit tu! Tu nu vezi ce băiat ta mai o ce floare? Băiat ai? Să fii sănătos, dar nu știe, nu știe ce se ofere. Ce dragoste îi oferești tu, bă, cu vrăjeană? Lăsă-mă, vrei face, du-te acolo și mă, vorbește cu tu, tu și plecați de aici, din restaurant, că dau două telefoane. Poți să dai și nouă. Ai auzit? Tot să dai și nouă. Nu ridica mâna la mine, te rog. Sănătatea, aveți că devii obraznică. Nu obraznică, tu ești tupeist. Am venit cu măca. Păi ea a fost singura care mi-a deschis ochii. Cu ea, că oricum cu ea ai stat tot timpul. Ea a fost singura care mi-a deschis ochii. Uită-te la tine cum arăți. Mâna de pe mine. Bă, zi-mi că nu-ți scot dinții. Te dai, asta, Dumnezeu. Te dai taur comunal? Oferă-i un fii tu să știe cum se comportă cu o femeie. Să știe ce se oferă la o femeie. Pe de-aia a venit. Cu fata aia o distrugi. Păi normal, că nu e prost. Tine, pentru bă, că nu e ascultată. E sacul și peticul. Fii tu ești vorba, de... și eu că-i bonlav, că-i pe moarte. Băi, n-are bani, n-are bani. Păi și eu ce am banul? Dau, da. Căsnicia am se face numai da, prin bani? Cum ai putut să pui mâna pe banii de mormântare ai lui tata, mă? Cum sigur poți? Eu sunt ăla care muncește. Banii noștri, nu erau banii. Nu, dar nu sunt banii tăi pentru că tu nu meriți să ai banii ăia, mă. Eu am muncit într-una. Eu am muncit într-una ca să-i fac, băi, să poți să-i asigur o mormântare lui tata și tu pui mâna să furi, să faci cadouri unui individ? În loc să iei măcar mi-ai luat copilului nostru ceva. Femeia aia nu știe să facă menaj, mă. Nu contează, eu am... Astăzi ai bani, mâine poate nu mai ai. Discuția este alta. Eu vă rog să închide, e târziu. Închideți. Pe bune, că la ușă era altfel trecut programul. Da? Nu cred că asta este problema, că închideți. Eu vreau să discutăm câți... Alo, alo. De la Canal D suntem, ochii din umbră. Dumneavoastră cine sunteți? Soția lui Cristi. Explicați-vă, rog, soției dumneavoastră cine a venit să-și depună un CV. Ana, ca pentru angajare. Ce? Și au venit, că nu știu ce filmări au, că ne-a prins pe noi. Chestii de-astea, tu crezi așa ceva? Că nu ești din astea, doamnă. Ok. Vrei să te calmezi? Să mă calmez? Băi, eu te-am iubit. Înțelegi că eu te-am iubit? Tu m-ai iubit pe mine, mă. Eu te-am iubit și te iubesc în continuare, dar îmi dau seama că sunt un prost, că nu meriți. Nici nu-mi dai seama că de... Nu meriți. Soțul dumneavoastră s-a încurcat cu o femeie căsătorită. Omul pe care îl vedeți acolo ca un tigru prin cușcă este soțul acestei doamne. Cei doi au un copil. Cum? Lași copilul la vecin, de ce nu l-ai lăsat la mama? De ce nu l-ai dus la niște... La mătă, să învețe numai durere de acolo. Să durere? Ca... Ce? Ce să mănânce așa la maică? Așa e viața, e făcută cu durere. Așa e, da, e viața ta, viața mea nu e așa. Viața e făcută cu durere. Ia mâna după a început mine să te intereseze copilul tău, bun. Unde ai fost în toate nopțile? Ia mâna după mine, că te pleznesc. Nu știu exact cum a cunoscut-o. Acesta este motivul pentru care noi suntem aici, în acest local. Îl distrug, îl nenorocesc. Îl nenorocesc. Dați-vă aici, cum a putut să fac așa ceva?
Cum a putut să-mi fac așa ceva? Nici nu știa să vorbească când l-am luat. Bă, să-l lași pe ăla să pună mâna pe copilul nostru? Mi se pare un vis urât, mă. Nu e în stare să facă copii foarte bine. Merg să se ducă la centru de plasament. Sunt o grămadă de copii de adoptat. Poți să nu mai dai sfaturi altcuiva? Să nu dau sfaturi? Păi pe copilul meu. Dacă ai stat mai mult, dacă stăteai mai mult cu noi acasă, copilul ăla nu avea nevoie de afecțiunea altui bărbat. Nu ți-e rușine? Ce vă dai? Ce să fie rușine? Explică-te soției tale cine e Darian. Tot timpul. Explică-te soției sale dacă ești cu Costine Darian. Ce-am văzut eu aici? Cum? Cum poți să zici că nu e adevărat? Tu nu mai ai timpul să-mi oferi lucrurile astea. Bani, afaceri. Ai spus-o ceva până acum? Ai discutat cu mine de chestiile astea? Am discutat, ai timp să vorbești? Nu ți-e rușine, te-am scos din mocirlă, te-am șlefuit. Ești în stare, găsești în tine puterea să vorbim ca doi oameni? Să am și eu, să înțeleg și eu de ce-ți bagi joc de mine, de ce după atâția ani, de ce m-ai folosit, de ce ai stat cu mine, de ce ai venit să te angajezi, aiurea, așa, ce, nu mai aveai din ce trăi? Ți-ai găsit prostul! Spune, de ce mi-ai făcut chestiile astea? De ce? De ce? De ce? Pentru că te-am ridicat, pentru că părinții noștri mi-au dat toată averea. Zi de ce mi-ai făcut chestiile astea? Te-ai gândit ce faci în viitor? Ce crezi că frumusețea asta, așa te crezi femeia fatală? Bă, se duce carcasa și când o să ajungi la 50 de ani, o să rămâi până la pământ să mă uit cu la tine. Băiatule, cât crezi tu că-ți merge? Ce tu nu apreciezi, altul iubește. Mâna nu mă atinge, mi-e scârbă. Da? Scârbă? Dacă te iubește? Cu 15 ani mai mult te iubește? O să vorbim în particular, nu acum. Ce să vorbim, mă? Ce să vorbim? Păi nu am. De ce? Nu mai funcționează căsnicia. Bași divorțul, nu sar garduri ca un infractor de drept comun. Te-o țină norocesc, te distrug. Eu te-am ridicat, eu te distrug. Poftim? Se termin. Te-am ridicat. Calmează-te, Domnule plecat, omule. Te rău? Și mie mi s-a făcut rău. Da? Și mie mi s-a făcut rău când am văzut filmările cu tine tăbălindu-te în pat cu alți bărbați. Ești îndrăgostită? Ești îndrăgostită? Simți fluturaș în stomac? Am stat cu tine, ți-am făcut toate poftele, mă, toate poftele. Ai zis că tu mă iubești numai pe mine, că pe tine să te roagă una și n-ai vrea. Dar în ultimul timp ai fost preocupată de tine. Măi, omule, ai zis că pe tine să nu te roagă una și n-ai vrea. Nu știai de onomastica mea. Să te roagă, tu să fii de mincinos ce ești. Ți-am zis de atâtea ori, hai să mergem să fac și eu analizele la clinică. Că ne și dorim, n-am fost, doresc un copil. Ai spermograma varză. Eu nu o să fac cum faci tu. O să las copilul să te cunoască și să te judece singur când copilul o să-i spun cum arată mama. Da? Știi ce apreciază copilul? O educație bună. Știi ce apreciază societatea? O educație bună. Și ce da? Să zică copilul ăla la școală? Copilul nu mă trage de haine. Copilul ăla are nevoie de haine. Liniștește-te, hai să nu facem ce te rog eu frumos. Am vrut să te explic de multe ori lucrul ăsta, dar erai plecată. Ba în afară, ba în țară. Cum nu ai găsit un moment să spui ce te doare? Chiar nu ai găsit păi un moment. Zic, dacă tu nici de onomastica mea nu știai când zi. Că spune mama ce ai găsit pe stradă ca să-ți crească copilul. Nu sunteți, doamnă, o mamă devotată. Pe ce planetă sunteți o mamă devotată? Dar are tupeu, Ernest, uite-te la ea. Să te bagi în viața noastră? Poftim? Are nevastă. Lasă-o, mamă, că nu mai ajută. Nu ai nevastă, tu știai care nevastă. Tu știai care nevastă, vină cu asta. Păi, femeie, ți-ai trăit viața, lasă-mă în pace. Ai nevastă? Spermatozoide. Cine e asta, nevastă, da? Doamnă, eu sunt ăla înșelat, da? Înșelat. Soția mea, soția mea, mă înșeală cu soțul dumitale. Unde-i soția dumitale, unde-i? Soție? Spun și eu dacă vrei, doamnă, ia uite. Ce o să-i oferiți de aici încolo? Cu soțul tău, drăgălaș, aici. Exact ce nu poate amărăsea, nu l-a să ofere. Tu ești amanta soțului meu? Stai, doamnă! Aaaa, nu ți-e rușine! Pui, mamă, la d***a! Bă! Păi de-aia te-a lăsat, mă, uite-te la tine, cum ești, de-aia te-a lăsat! Ce tu cum ești, tu, bă, d***a? Te distrug! Te distrug! Hai să ne calmăm, hai să ne calmăm! Hai să ne calmăm! Hai să ne calmăm! Cristi, nu mai spun! Îți place nevahala o de aici? Îți place ce ai făcut aici? Nu, doamne, îmi place că iubesc, da. Îți place cum ai nenorocit-o și pe asta și pe aia? Ești mulțumit? Nu te gândești că e copilașul ăla? Ce faci, mă, tu cu copilașul ăla? Îl iubesc, e viața mea. De ce, mă, că tu nu ești capabil să faci copii? Eu? Da? Mamă, lasă-l, mamă, lasă-l. Îți place ce situații creezi? Ce situații? Strici casele nu oameni. Nu știi să ai grijă de soția ta. Și știi tu să ai grijă? Da. Și de soția ta și de băiețelul tău. Mai înțelegi? Bă, pe băiețel nu mai pui mâna, mă, că dinții. Păi, te duci la plasament și îți iei copii dacă nu poți să faci. Foarte bine, mă bucur pentru tine. Unul de la plasament, unul de la soția ta, să fim o familie fericită. Pe copilul meu nu mai pui mâna. Marea femeie de afaceri. Hai să vezi ce urmează. Dacă vine femeia aici, părul din cap. Hei, nu-i răspundeți la provocare. Păi, dacă ai problemele, rezolvi cu bărbatul deci, ai un tupeu, da? Ești și ești în localul ei aici. Da, puteai să te duci altundeva, nu aici. Ajungă de unde a plecat.
explică-mi și mie. Cum pui tu mâna pe nepotul meu? Păi tu l-ai legănat, mă, tu l-ai crescut, tu i-ai dat biberonul. Păi m-am plimbat, am fost cu el în părculeț. Pentru că ai găsit o p***a, mă, să ți-l pun în brațe. Ce să nu te împing, mă? Tu te meriți jucat ca un șarpe aici, mă, într-o cadă ăsta tău, marele patron. Ce ești? Soțul dumitale se laudă că are bani și aruncă în stânga și în dreapta cu tot felul de p***e. Da, asta, cum e soția mea, ce să-i fac? Are bani și se laudă. Nu pot să cred, credeam că e misogin, domnule. El zicea că să-l roage una și n-ar vrea. La volan înjura toate femeile. Că e și îți dai seama cu câte face? Și îți dai seama cât ai ești pe listă dacă a putut să se facă asta cu ea? Da, el are harem, domnule. Îți place ce ai creat? Unde e mai ăla care te iubește? Unde e ăla care te iubește de te lasă să te încurcească? Băi, femeia lui Dumnezeu, te fac ca la circ, pleacă de aici. Tași din gură, pleacă de aici. Că mi-ai distrus băiatul, ai venit la mine și ai furat banii din casă. Păi femeie, tu ți-ai distrus singură băiatul. Cum ai furat tu banii? L-ai lungă timpul la 30 de ani. Ai furat banii de mormântare? Eu l-am făcut bărbat. Păi ai venit la mine și ce? Ia cu banii noștri. Ce nu ți-am oferit? Spune că vreau să știu. Suntem o familie, cum ar fi trebuit să fim? Păi din cauza mea, omule. Din cauza mea, dacă n-am zis să mergem pentru analize, ai zis că nu ne ajung banii, căutai diferite motive. Tu ești teren, am zis, hai să adoptăm un copil. Nu, că nu ne trebuie. De ce să crezi că e copilul de la stat? Ai găsit și motivele astea m-au împins către altă parte. Păi de ce să fiu? Eu nu pot trăi așa. Eu îmi doresc să am o familie, să am un copil. Cu toate că pierd orice. Îți place, mă, ce faci? Îți place, mă, ce faci? Alo. Sunteți fericiți? Ia uite, dragă soție, ia uite ce cuplu fericit avem aici. Ia, ia femeia de aici, că să rup un pic. Ia uite, ia uite. Îți place, mă, ce faci? Îți place ce faci? Explică și tu, zile și nouă. Suntem atâția oameni care stăm după tine și așteptăm o explicație. Să te lămuresc eu pe tine. Cu ce vrei? Ce veți oferi de aici încolo fiului dumneavoastră? Ce? Tot ce își dorește el și nu alături de sărântul ăsta. Și anume, ce își dorește? Un copil se crește cu bani. Băi! Deci ia mâna de pe nu te înțeleg, dar nu. Tu știi prea bine cât am făcut pentru tine. Ai făcut, dar nu m-ai înțeles. Chiar când vreau să discut cu tine, erai plecat. Să ții partea amantei, mă? Băi, dai cu piciorul la 20 de ani de căsnicie, la peste 20 de ani de căsnicie, mă, tu ții partea. Da, pentru că doresc o familie și un copil. Ce-și dorește, doamnă, un copil? În niciun caz un animal care o bate pe maică sa. În niciun caz nu o să crească lângă unul. Bă, să nu crească, nu tu nu hotărăște asta unde crește copilul ăla. În niciun caz nu o să crească cu tine, mă. De ce să nu crească cu mine? Nu crește. Tu l-ai ținut în gurtă 9 luni. Ce lipsește lui? Tot. T-ai uite, gândit? În comparație cu bărbatul ăla care mă iubește, care mă plimbă, care are grijă și de copil. Are niște bani, se duc banii, fetițo. Iar tu îmbătrânești, carcasa asta dispare. Ce o să mai faci? Te-ai gândit? Meseria asta de nu se face până la 100 de ani. Înșeală pe bărbatul cu tine, mâine îl înșeală cu altul, că asta îi place. Nu înșeală, pentru că ea mă ascultă tot timpul. E femeie de moravuri ușoare. Mă ascultă tot timpul, nu e ca tine. I-am zis, nu se preface. Se preface, are nevoie de banii noștri. Tu te-ai prefăcut. Se preface. Nu m-ai ascultat. Nu, mai... eu nu sunt o ipocrită, ea se preface. Nu se preface pentru că... Nu te vrea pe tine, că nu ești prea... M-a înțeles, m-a înțeles cu toate problemele mele, ceea ce tu nu m-ai acceptat cu lucrurile astea. Cu ce te-a înțeles, domnule? Cu ce te-a înțeles? I-am zis că am nevoie de un lucru, să fiu iubit, să fiu tratat, să fiu respectat. Și tu consideri că eu te-am iubit? Da. Unde ați crescut dumneavoastră? Ați avut părinți milionari sau ce? Unde a crescut? Într-un sat de răpânat, într-o cocioabă de chirpici cu o mamă alcoolică. Acolo a crescut. Nu contează. Ce și de ce l-ați mai făcut? Uite-te la tine, tu degeaba ai crescut făcut? Într-o familie dacă cu bani. Nu era la standardul ești dorit. Ești degeaba. De ce ați mai făcut un copil? Din de interes, ce? Mă, din interes l-am făcut, da? Ai, are nevoie de banii tăi, mă, de banii noștri, măi. Eu țin la copilul ei, nu mă interesează. Hai, omule, cum adică și la, la copilul altuia, măi, copilul tău, copilul, e ceea ce n-am putut e avea. E copilul tău? Da. E copilul tău? E ca și copilul meu. Da? Câți copii o să faci? De capul tău mie scârbă, bă, du-te și aprinde singură, mă, pentru bătrânețe lumână la biserică. Nu o să se mai uite nimeni la tine. Nimeni nu o să-ți mai uite. Ți-ai bătut joc și de mine, și de familia mea, și cel mai rău de soarta copilului nostru, mă. Vrei familie și copii, mă, cu cine? Cu fetișcana aia, mă? Fetișcana aia, aia fata, aia mă ascultă. Mă ascultă păi și aia să duce cu altul, mă, mai departe, mă. Din interes ai legat și de asta. Din interes, bă, ia uite pe și pe asta de bani. Păi, femeie. Și pe urmă îi dai cu piciorul și lui prostul ăsta. Păi și când rămâne mă, și el, emoțional, când rămâne și tu mă dea fără bani, ce o să faci? Poate ai și tu pe cineva. Eu? Da. Nu te rușine. Băi, nu te rușine, mă, cu ceapă. Nu ți-ar fi rușine, eu am timp de așa ceva. Eu, femeie de afacere, am timp de amantlâcuri. De aventuri cu oitare, fii la tu să fii. Canază-te! De
vorbesc, nu mai. Nu mai, păi tu ce crezi, mă, să mă acuzi tu pe mine? Tu ești vinovat și tot tu mă acuzi pe mine? Păi am zis eu o părere. Ce părere, băi? Tu în fața mea n-ai voie să zici nimic. Te distrug, ți-am zis. Te fac să ajungi de unde ai plecat. De jos. Așa ai făcut întotdeauna. Cum a făcut, domnule, așa? Ai fost tare în gură, mereu tu conduceai în casă, da? Tu conduceai în casă, că tu îmi dădeai mie ordine. Păi dacă tu nu ești în stare. Că m-ai luat în casă, cineva trebuie care să ia problema. Frâiele, da? Dacă frâiele. Tu nu ești în stare, ești eu moale, nu stare, ești, dacă, ești dacă în stare nu mai să fiu ascultat. Cum să te las? Păi, dacă nu erai, eu erai un nimeni, un nimeni. Cu ce drept luați decizia de a-l scoate pe Darian din viața tatălui lui, care îl iubește nespus de mult? Îl iubește? Da. Ar fi trebuit să-mi arate că își iubește copilul. Doamnă, muncește de dimineață până seara, cu tot respectul. Nu se vede. Pentru ce muncește? Pentru banii pe care îi produce. Oricum o să moară, la ce bun să muncești pentru un om care e între patru scânduri? Copilul lui are nevoie de lucruri. Eu am nevoie. De ce nu puneți un pic umorul la muncă? Crezi că dacă mi-era bine, mă duceam în altă parte? Nu! Îți place, mă, ce ai făcut? Îți place, mă, ce ai făcut? Distrugi viețile oamenilor. Calmează-te, tată, că nu poți tu avea grijă, eu îi pot oferi o familie. Ce nu am înțeles că acum îți merge rău. Îți merge rău. Ia-o, mă, spală-te pe cap cu ea, mă, ia-o. Îți merge rău, doamne. Dar dacă copilul lași, mă, păi ia-o, ia-o, ți-o fac cadou. Și copilul o să-i ofer cât mai mult. Nu, că pe copil nu mai pui labele. Cu ce drept? Copilul ăla are toate drepturile să crească într-o familie care e unită, tată și mamă. Unită. Nu, tatăl se ducă să plângă la căpătâi. Și dacă domnul Aldea peste 10 ani se plictisește și vrea să investească în una mai tânără? E alegerea lui. Ce o să-i spuneți atunci lui Darian? Darian o să fie destul de mare să înțeleagă. O iubesc pe nevasta, tine, o respect, am înțeles că-i vorbești. Știi, mă, ce înseamnă iubire? Știu, când am fost eu lângă ea, dă-i, fă-i toate poțele, ai grijă. Eu am avut grijă de sarcina ei care a fost. Și ce, mă, ce, te enervezi? Te enervezi? Care-i problema? Vreți să-mi e frică? O tratezi, că e grasă. O tratezi, o iubești. Tu știi, mă, că a avut aproape o sarcină toxică. Știi ce înseamnă, mă, o femeie? Tu nu ești în stare. Dacă aveai sânge în instalație, îți făceai copii, mă, nu mai gesticula, mă. Nu mai gesticula în fața mea, mă. Fiecare avem probleme. Dacă tata e mort, nu înseamnă să-mi neglijez femeia. Câte femeie ai în jurul tău, mă? O, păi ia-o, păi ia-ți-o, fac cadou. Mai bine te-ai duce și ai sta cu copiii tăi și cu nevasta ta, ca să nu ajungi în situația amărâtului de acolo. Nu ești tu în măsură să mă judeci pe mine, tot așa cum nici eu. Și atunci tu de ce mă judeci pe mine, mă? Eu nu te judec. Nu mă judec, dar îmi dai sfaturi de viață. Deschid un pic ochii. Am ochii deschiși, că dacă nu-i aveam, rămâneam lângă milogul ăla și lângă masa. Tu te auzi? Ce vrei, bă, te-ai distrus? Ce vrei de la mine, mă? Cum ce vreau, mă, ce vrei? Tu ce-ai vreo, mă, de la bărbatul meu? Ce-ai vreo, mă? Hei, calmați-vă, calm, stați calm, stați calm. Nu mai pot, domnule, nu mai pot. Îți place unde te-ai băgat, îți place? Uite, aici ai adus și copilul ăsta. Uite, așa ai distrus și viața ei și a copilului. Ia, de aici. O iubesc și o să-mi fac o familie. Foarte și îți și pe băiatul tău. O cunoști pe femeia asta suficient de mult? Poftim? O cunoști suficient de mult pe femeia asta? Avem și noi. Tu gândește-te doar atât. I-a făcut lui un copil din interes, ca să fie sigură. Care de ce să se agațe? Nu. Când el a rămas fără bani, nu e adevărat, când el interes. Ei, ascultă-mă după care plec. Ea singură mi-a zis că din interes l-a făcut. Deci aici nu e niciun dubiu. Treaba asta este irefutabilă, înțelegi? Ai știut că bărbatul meu avea o amantă? Deci bărbatul dumneavoastră m-a șantajat, pur și simplu, că mă dă afară dacă nu-i fac cunoștință cu prietena mea. Eu nu te dădeam afară, trebuia să spui, nu se poate, nu se poate, mă, să-mi spui. Femeie, lasă-o pe asta în pace. Băi, tu ai tu casa mai visă, pleacă de aici. Din câte am înțeles, ești femeie civilizată. Pleacă de aici. Nu mai acum mi-am pierdut, mi-am pierdut cumpătul, nu mai pot. Dacă tu îi oferei bărbatului tău ce avea nevoie și erai lângă el, el nu ajungea să caute în altă parte. Dar tu ce ai oferit, mă? Ce ai oferit, mă? Modern, ce ai oferit? Păi în 3 ani de zile rămâi fără sânge în instalație. Banii scumpără multe, dar nu scumpără obrazul. Mama asta n-are sămânță să facă copil. Îi face copil cu altul și arată, uite al tău. Își bate joc de el. O panoramă, bă, da, bă, panoramă la panoramă trage, trebuie să înțelegi asta. Nu e vina mea că tu n-ai știut să ții bărbatul acasă. Da. Bărbatul ăla are nevoie de afecțiune, are nevoie de cineva care să-l asculte, are nevoie de o familie care să-l primească acasă. Da. Cred că în 2 luni l-am cunoscut și l-am iubit mai mult decât îl cunoști tu. Cred că ți-a fost și milă de el, Marea Samariteană. Nu, nu mi-a fost milă, m-a făcut să-l apreciez și să-l respect. Ți-a plâns, cum trebuie respectat un bărbat, da? Poți să-i ofer ceea ce nu i-a oferit bărbatul. Poți să rămâi, mă, cu ea, o jicnea, o făceam toate felurile. Dacă dumneavoastră ați fi avut un copil
și ați fi simțit gustul pe care îl simte el acum, că cineva vrea să-i spargă familia, să ia copilul. Copilul a orice pentru copilul. Dacă îl vedeți cum vine la mine, vine mai ceva ca la tasul. Pe bune. Vorbim câte jucării am luat, ea atașat pentru că toată el. Toată firea, mă șochez cu ceea ce spui. Tocmai de-aia m-am atașat mult de fata asta și de copilul. Sunt atâția copii care n-au părinți. Voi am un copil din materialul lui genetic, înțelegi? Voiam să mai încerc, să mai facem analize. Dar am zis, ne mai luăm pauză o perioadă și după care o să facem iar investigații. Da. Da. Și din el nu mai a avut răbdare. Nu? N-a mai avut răbdare. N-a mai avut răbdare. Păi a venit la tine. Să aștepte. Să aștepte, domnule, fericire, să aștepte. Acu trăiești, nu mâine. Nu după ce mai salți două afaceri. Acu trăiești fericit, trebuie să fie acu. Da, și-a dorit o familie. De ce n-ați înfiat un copil când încă aveai timp să faci asta? Voiam să mai facem analize. Dar știi, mă, ce înseamnă aveai... să ai grijă de o femeie când e rău? Să o duci la spital, să stai lângă ea, știi, mă? Crezi că munții tăi, crezi că munții tăi de bani rezolvă totul? Banii rezolvă tot. Tu ai impresia că bărbatul meu are mulți bani? Zi, recunoaște că asta te-a interesat mai mult. Spune, ai impresia că are prea mulți bani? N-are niciun leu, n-are nimic. N-are bani, te mai interesează? Așa, lefter? Spune. Te mai interesează? Da, pentru că îl iubesc. Haideți să ne vedem fiecare de lungul nasului. Și de cei 7 ani de acasă. Rămâi un număr bifat în agenda ei. Un număr bifat în agenda ei. Aia rămâi. Te lasă pentru altul. Ernest, nu mai pot. Deci nu cred că mai pot. Oricum, eu să rămână așa. Să rămână cu ăla că se merită unul pe altul pentru bani. Eu de ea divorțez. Greu pentru tine acum. Copilul începe. Greu pentru tine acum începe. E greu pentru mine. Asta este o bătălie, urmează război. Eu față de ea să știi că nu încerc să-i schimb părerea copilului, dar o să ajung să-i spun copilului ca să judece singur mama când va putea el să gândească. Ce ai, mă, de gând tu să faci în situația asta? Ce am? Vreau să rămân cu ea, o iubesc, țin la ea. Băi, omule, nu ți-e rușine să-mi spui? Uite, mergi la ca ea, o iubesc, nu ți-e rușine? Da, domne, pe mine mă iubești. Tu vrei să te dai la mine, mă? Ca să cam mai căta, bă, pitit poam. Ia du-te și continuă să mergem. Ce să fie tu afacerea ta? Ce să am continuu? Nu ți-e rușine. Mihaela, o viață ușoară îți doresc. Cu noul am iubit. Să fiți. Nu vreau să vă mai văd, ești afară, afară. Dispăreți din fața mea, duceți-vă, duceți-vă și din oraș de peste tot. Dispăreți, dispăreți să nu vă b***. Ajungem la spital pentru și nu merită. Avem destule probleme, ne mai trebuia și treaba asta. Deci dacă tu nu ai bani să ne întreții pe mine și pe Darian, eu cred că nebunesc. Ți-am zis, am tot, nu mă lăsa, te iubesc. Deci sunt la capătul puterilor? Și la Darian, că nu știu, nu mă lăsa. Crede-mă că totul va fi bine. Da, va fi, da? Dar trebuie să mă gândesc. Doamne, cu ce am greșit? Cu ce am greșit eu, Doamne? Se spune că cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul. Dar iată, există și excepții de la regulă. Însă nu vă pripiți să faceți greșeli care v-ar putea costa căsnicia voastră. Ulciorul nu merge de prea multe ori la apă.